Seara de dimineață, ne ajută să scapi de greață și-ți crește moralul. Bună dimineața, oameni buni! Bine ne-am regăsit la o cafea. Astăzi doar o singură cafea, nu două ca ieri, pentru că era trebuit să ținem cont de ierarhii. Am discutat cu prefectul și am pus o cană mare de cafea și am pus o cană mai mică de cafea pentru noi care am vorbit aici în emisiune. Dar dacă ieri l-am avut pe prefect, care este, ca să spunem așa, șeful șefilor în județ în calitate de reprezentant al guvernului, că șeful adevărat îl știm cu toții, astăzi discutăm despre un subiect ar trebui să ne intereseze pe toți, și anume ce se întâmplă pe zona situațiilor de urgență în județul Neamț, profitând de faptul că a fost făcut și un bilanț și că putem să-l avem în emisiune pe domnul colonel Mihai Ciprian Mitrea, inspectorul șef al ISU Neamț. Bună dimineața! Bună dimineața, bine v-am găsit! Știți care e situația în perioada asta, domnul colonel? Nu mai știi, nu poți să faci programări la emisiune, că se întâmplă în felul următor. Ai făcut programarea peste o săptămână și primești un telefon cu o zi înainte. Știți, nu pot, mi-am luat un concediu de 5 zile, de 7 zile. Dar de ce v-ați luat concediu? E, pe motive de... Eu am trecut de episodul ăsta. Și eu am trecut de episod, așa că putem discuta astăzi. Domnul colonel, anul 2021 nu cred că a fost unul extrem de simplu pentru ISU Neamț, fie și numai având în vedere că, pe lângă ceea ce aveați de făcut, ați fost încărcați cu o groază de sarcini care țin de ceea ce numim noi acum pandemie. Pandemie, da. Deci a fost un an greu, nu? Da, dacă noi credeam că 2020 a fost cel mai plin, 2021 a venit să ne arate că se poate și mai mult, cel puțin din punct de vedere statistic. Ca și incendii, 2021 a fost vârful din existența ISU Neamț. Am ajuns la 14.000 de misiuni. Care e explicația? A stat lumea mai mult în casă? Nu, sunt multe misiuni date de pandemie și contorizate. Practic, la incendii am ajuns undeva la o stabilizare în ultimii ani, la 400-500. Zona de smurd, undeva la 8-9.000 de misiuni într-un an. Și diferența a fost generată de această pandemie. Au venit acele misiuni de recunoaștere. Am făcut acea informare preventivă prin localități privind creșterea incidenței. Avem misiuni de transport chiar pe zonă de logistică a pandemiei, în sensul că asigurăm transportul de teste rapide pentru Ministerul Educației, pentru Inspectoratul Școlar. Asigurăm transport de materiale sanitare pentru spitalele din județ, de la concentratoare la diferite alte tipuri de aparatură medicală. Și bineînțeles tot ceea ce înseamnă transport vaccin de la Direcția de Sănătate Publică către centrele de vaccinare, verificările de la ATI pe care le desfășurăm de câteva luni în mod constant din 3 în 3 ore și ușor se adună. Practic, începând din 2020, această epidemie a venit cu acel centru județean de conducere și coordonare a intervenției, un centru care este constituit la nivelul instituției noastre și are reprezentanți de la instituțiile care au atribuții în acest domeniu. Și acolo vin toate solicitările de derogare de la carantină, de evidență, persoane izolate, carantinate și noi, e un mic centru, o replică județeană a ceea ce este CNCCI la nivel național. Domnul colonel, am impresia așa că ISU, bine, așa e și titulatura, dar a devenit un fel de instituție care se ocupă de cam tot. Știți cum, câteodată stau și mă gândesc dacă e normal ca o instituție, eu îi spun militarizată, deci
de genul ISU, să intervină în momentul în care avem o pisică pe un bloc. Sau, hai că asta cu pisica pot să o înțeleg, am și o pisică acasă, dar parcă totuși nu e în regulă. Sau că să fiți un fel de debarasatori pentru cei care nu-și fac treaba și nu au grijă de propriile lor locuințe. Ba o tablă, ba un acoperiș, ba o bucățică de nu știu ce, ba nu știu ce. Acolo cu tabla, într-adevăr, obligațiile legale sunt clare în sarcina proprietarilor, asta... a asociației de proprietari. Există prevederi pe partea aceasta de disciplină în construcții cu atribuții în zona poliției locale și cu aplicare de sancțiuni. Noi intervenim, sau regula principală este să intervenim atunci când acel element de construcție poate să pună în pericol trecătorii. Și nu poți să-ți permiți să lași să cadă pe o mașină pentru că nu te duci să dai tabla jos. Genul acesta de intervenție este urmat și de atenționarea proprietarilor? În mod constant, noi solicităm prezența la intervenția poliției locale și ei, după ei au atribuții stricte pe disciplina în construcții și trebuie să monitorizeze. Să monitorizeze. Bun, am divagat un pic pentru că sunt lucruri care câteodată stai și te întrebi, domne, merită să duci două mașini sau asta da. Aveți un protocol cu care să intervine. Când e o pisică sus pe un bloc sau da, altceva, știți? Sunt situații care poate sunt la limita reglementării în a reveni unei instituții în mod concret. Și dacă situația respectivă trenează, existând și un pericol în spate, trebuie să o rezolve cineva. Și am înțeles. În acest context, cred că am alergat și după maimuța de la partea Pe de asta zic. Dumneavoastră ați făcut de toate, ca instituție da. Vorbesc. Și maimuța, și scos nu știu ce că și acolo animal. Trebuie puțină organizare, știți, pentru că te duci după ea, dar la un moment dat ajungi la concluzia că trebuie să o tranquilizezi. Cine o tranquilizează, cu ce și în ce doză. Și apare nevoia unui medic veterinar într-o zi de sâmbătă, care să fie disponibil. Și să-l și găsești. Să-l și găsești. Și trebuie puțin organizare și în final am reușit să prindem. Am înțeles. Bun, să ne întoarcem un pic la bilanț. Dacă ați spus că anul 2021 a fost plin de intervenții, dacă facem o socoteală, 14.000 și ceva de intervenții la 366 de zile, sunt 30 și ceva pe zi. 30 și ceva pe zi, ceea ce înseamnă o activitate extrem de mare, mai ales dacă ai și niște intervenții mai... Da, ele complicate. Sunt contorizate acolo, vă spuneam, numeric. Deci incendiul de la ATI din 2020 e tot o misiune. O singură misiune. Da, deci e un atac de panică sau eu știu, la fel este o misiune. Și atunci ele sunt 14.000 de toate, dar la toate aceste 14.000 a trebuit să asigurăm un timp de răspuns, o reacție promptă și să încercăm să rezolvăm cât mai bine solicitarea cetățenilor. Deci, uitându-mă pe statistici așa, într-adevăr, aveți dreptate. Vă uitam și acum pe statistică în timp ce vorbeam noastră. Deci, creșterea în 2021 vine în special din zona aceasta. Dar... dacă permiteți, este o dimensiune a protecției civile. Pentru că dacă ne ducem la originile inspectoratului înființat în 2005, da, 2004 decembrie, acolo s-au unit două instituții, pompierii și protecția civilă. Strict latura de pompieri e rezumată la cele 420 da. Ceva de intervenții, de incendii. Incendii da. Protecția civilă este un concept mult, mult mai larg și sper eu să nu capete și o multiplicare în perioada următoare pe ceea ce se întâmplă în Est. Să știți că mi-am notat aici, înainte de emisiune, de obicei nu fac să... Am scris mare, protecție civilă, să insistăm. Da. De ce? Că e un subiect despre care noi am scris la un moment dat mult, acum câțiva ani. Puțină lume știe sau realizează că în taxele și impozitele locale, care se achită în fiecare an la taxe și impozite, există și o sumă de bani care este alocată în fiecare localitate aproape, cred.
Este sau la latitudinea Consiliului Local, în a implementa sau nu această taxă de protecție civilă, ea se găsește în Futurașul acela. Da, la Piatra Neamț sigur se achită și există și un fel de birou, fantomatic sau nu, la primărie, care se ocupă cu protecția civilă. Noi, la vremea respectivă, am făcut un fel de reportaj prin zonele în care ar trebui să existe adăposturi. Cred că între timp au fost marcate, cel puțin. Atunci nu erau marcate. Au apărut niște marcaje cu un semnul protecției civile la intrarea în blocul în care avem un astfel de adăpost. Bine, marcajul există. Există. Dar adăposturile, care este starea lor astăzi? Adăposturile, da, apare replica inevitabil cu acele borcane cu murături. Nu. Să dar... știți că borcanele cu murături sunt bune în adăpost. Sunt bune. Unul pot masca mirosuri și pot fi folosite. Da. Prevederea legală este că aceste adăposturi ar trebui eliberate în termen de 24 de ore în momentul în care este nevoie să fie utilizate. Noi le verificăm periodic, de regulă anual, în ideea de a nu apărea elemente de construcție. Da, dacă sunt temporare, este ok, amenajări temporare, dar scopul lor este de a asigura protecția populației în caz de atac armat din aer. Ele există, sunt, dacă ne uităm la numărul lor, că sunt vreo 73, dacă nu mă înșel, în județul Neamț, este clar că sunt insuficiente pentru întreaga populație, dar adăpostirea nu este neapărat, nu trebuie să se facă neapărat în acest adăpost. Se poate face și, eu știu, în zone improvizate, de la galerii de mină, tuneluri, beciuri. Ideea este de a te feri de un atac armat. Și acolo vine această idee de atac aerian, vine imediat la pachet și cu zona de alarmare a populației și cu sirenele. Iarăși o zonă dezbătută în ultimii ani cu acele antrenamente și verificări ale noastre. Care la un moment dat ajunseseră să nu mai fie băgate în seamă. Da. Aici se va vedea. Vedem cum se vor utiliza în continuare sau după pandemie. Ele au fost probabil stopate. Că se va face pe RO Alert. Există și varianta aceasta cu RO Alert, doar că în caz de atac armat... E posibil să nu mai ai cum să transmiți. Da. Și atunci cetățenii trebuie să aibă cumva o posibilitate de a se feri de acest atac aerian prin Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, zona asta de înștiințare, alarmare, sau cum ar trebui, cum funcționează ea în caz de atac aerian. Noi suntem într-o legătură directă, noi, eșalonul superior, cu Ministerul Apărării Naționale, cu Statul Major al Forțelor Terestre, al Forțelor Aeriene. Și în momentul în care apare o posibilă violare a spațiului aerian, se poate introduce această alarmă într-un timp cât mai scurt. Scopul nostru este să încercăm să convingem cetățenii că este real, este și trebuie real, să reacționeze. Da. Acum, știți, stăteam și mă gândeam că pe vremuri erau celebre bancurile cu Radio Erevan. Și la un moment dat, la Radio Erevan, a întrebat un cetățean dintr-o zonă de război, știți? Ce ne facem în cazul în care avem un atac aerian în zona noastră? Era din România, evident. Și Radio Erevan a răspuns: în ordine și disciplină, vă aliniați și mergeți spre zona Eternitatea. Deci, mă rog, nu vreau să fiu pesimist, dar la cum arată acum și la câte sunt asemenea adăposturi și cum sunt dotate și având în vedere nivelul de dotare al armatelor care ar putea să atace aerian, cred că discuția este un pic în alte zone. Da. Să revenim la noi. Dumneavoastră lucrați practic pe trei paliere mari. Cel care înseamnă prevenire, da? Da. Celălalt care înseamnă acțiunea, răspunsul și pregătirea. Bun, asta cu pregătirea e clar că trebuie să o faceți. Da, dar are o dimensiune nu doar în interiorul instituției, această pregătire. Vă rog. Această pregătire vizează tot ansamblul acesta al Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență. Pentru că primarul,
unei localități, este președintele CLSU, Comitetul Local pentru Situații de Urgență. Avem prefectul care este președintele Comitetului Județean. Avem șef de servicii voluntare, avem operatori sursă de risc, elevi și populația, nu în ultimul rând populația. Și avem în fiecare an, inclusiv în acest an, a fost emis un ordin de prefect prin care reglementăm această pregătire la nivel județean și modul în care se realizează ea. Prin instruiri, prin activități practice, anul acesta sperăm să reluăm activitățile de concursuri cu prietenii pompierilor, sistate pe perioada pandemiei. Și consider eu că la nivelul unei localități, primarul, viceprimarul și șeful serviciului voluntar trebuie să știe foarte bine ce au de făcut în cazul apariției unei situații de urgență. În mod special inundațiile, că acolo se intră în acțiune cel mai frecvent, dar și incendiile. Da, ieri am rămas, recunosc, puțin așa, gura căscată, ca să spun așa, când domnul prefect a spus câți oameni au murit în Neamț în ultimii 3 ani în necați. Da. Și mă uitam acum la dumneavoastră câți au murit în incendii. 9, parcă, nu? Da. Anul trecut. E, 40 și nu mai știu. 48 de oameni înnecați. Este extrem de mult și atunci mă gândesc la partea asta de pregătire și prevenire, care ar trebui să fie extraordinar de bine făcută. Suntem în zonele respective. În zonele respective, noi încercăm să propunem partea asta de pregătire a elevilor, în sensul că poate cu un opțional sau cu prezența noastră în unitățile de învățământ mai mi-a plăcut deasă. Foarte mult ideea cu opțional. Da? Pentru că asta ar trebui să existe, nu știu, neapărat un curs pe parcursul unui an, dar sunt câteva ore alocate în mod constant și aceste ore pot fi distribuite pe tot parcursul perioadei de învățare, adică nu doar în clasa 11-a, de exemplu, pentru că putem veni cu informații și cu generarea unui comportament preventiv de la vârste fragede. Știți, domnul colonel, uite, lucrurile astea nu se coroborează. De exemplu, părinții știu sau nu știu că elevii pot avea asemenea cursuri opționale și în afară de matematică și română. În general, toată lumea se duce acolo cineva și spune, uite, ce opțional doriți anul acesta? Avem propuneri din partea profesorului de matematică că dăm examen și a profesorului de română că dăm examen. Gândiți-vă ce ar însemna pentru prevenire și prevenție un opțional care pe parcursul unui an să aibă așa probleme de prevenire, incendii, etc., apărare civilă, da, așa? Da, da, da. Circulație. Corect, este pregătirea pentru viață. Circulație și, nu știu, mai găsim. Prim ajutor. Prim ajutor. Deci cele trei componente pe parcursul unui an să predai, eu nu cred că părinții ar fi neinteresați de așa ceva. Dar nimeni nu spune cum se poate ajunge la un asemenea curs. Pentru că, da, într-adevăr, trebuie să ai un suport de curs, trebuie să ai niște oameni care să predea, dar cum și la dumneavoastră, și la poliție, și la DSP, sunt oameni care ar putea să predea așa ceva? Să știți că noi chiar am făcut anul trecut cu Irina Popa. Da. A fost inițiat un proiect la Roman pentru liceeni, Învață să salvezi o viață. Acolo a fost un sponsor care a asigurat un manechin, evit să-i spun numele, care a asigurat cum... Deci în momentul care face, oricine face ceva pentru comunitate, la noi nu este... Manechinul era Bryden, să zicem. Nu, eu ziceam de sponsor. Așa. Pe un masaj, pe manevre de resuscitare, se vede efectiv cum ar circula sângele și adică îl vizualizez. Vezi și îți dai seama ce trebuie să faci. Da, și cât de mult trebuie să, câtă presiune trebuie să pui și cum trebuie să faci. Punerea în siguranță a victimei și așa mai departe. Și anul trecut cred că am reușit să ajungem la toate clasele de a 12-a în Roman și ne propune să multiplicăm. Nu pot decât să-mi scot pălăria pentru asemenea chestie și nu mă mir că se întâmplă la Roman.
Deci, nu mă mir că se întâmplă la Roman, în general există o deschidere mai mare acolo și nu dau seama din zona de ce. Presei a fost inițiatorul, cred, chiar, da? Ca să aduc... Foarte frumos, foarte frumos. Și e de apreciat și vrem să multiplicăm. Și e foarte bine. Pentru că la nivel de liceu, considerăm că aceste manevre pot fi asimilate de către elevi și poate în momentul în care încep fizica, în clasa a 6 sau poate chiar între a 7, putem să le povestim de scurt circuit și să fie îmbinat cumva învățarea clasică și cu experiențe din ceea ce se întâmplă în județ pe aceste cauze de incendiu. Da. Cum funcționează colaborarea asta cu instituțiile publice și aici mă refer la primărie în special. Pentru că sunt primărie în care există acele, cum să le chem, de voluntari. Servicii de voluntari. Sunt altele în care se dorește reînființarea, cum e la Piatra Neamț. Piatra Neamț, da. Da. Practic, și aici a fost o întreagă discuție, pentru că acolo unde sunt autospeciale de la ISU nu ar fi obligați. Asta... Dar aceste servicii voluntare nu sunt doar pentru incendii. Pentru că în momentul în care ai o inundație, la Vălen, de exemplu, nu plouă doar în Vălen, plouă în tot județul și numărul de motopompe de la ISU și de personal este limitat. Și în mod constant, în ultimii ani, este depășit și plouă regional, plouă și în județele din jur și ajungi să lași în așteptare anumite cazuri când sunt străzi întregi inundate cu apă, nici nu prea ai multe de făcut atunci decât să salvezi efectiv, dar se constată o nevoie de utilaje și de personal care să acționeze la nivelul UAT-ului. Care să fie minim instruit. Minim instruit, da, da. În esență, o motopompă nu trebuie cursuri speciale să o utilizez. Și atunci, în acest sens, am insistat la Primăria Piatra Neamț și se pare că se va reînființa acest serviciu. Am văzut proiectul de hotărâre care e la un moment dat pe ordinea de zi. Cred că a și trecut. Chiar m-am uitat să văd care e istoricul, că acolo trebuie să existe un istoric și se preciza acolo că nu este obligat să facă dacă există pe raza municipiului autospeciale, dar că ar fi bine să fie făcut. Da, și cu o dotare pe tipuri de risc. Și inundațiile sunt unele dintre cele mai frecvente. Ei trebuie să asigure și niște verificări la operatorii economici din subordinea primăriei, la unitățile de învățământ. Deci aceste servicii voluntare, ele au un calendar de activități stabilit tot prin ordin de prefect, prin care le-am spus, pentru că în fiecare an, în luna martie-aprilie, are loc o igienizare prin ardere a vegetației uscate și trebuie spus cetățenilor și vorbit, cel puțin într-o comună, dacă șeful serviciului voluntar se deplasează prin satele din aparținătoare, poate să comunice și să le spună, eu sunt de acord, garda de mediu interzice. La noi aceste arderi nu sunt interzise, dar sunt date niște condiții prin care să nu facă acel foc lângă casă, să aibă o găleată de apă, un stingător. Teoretic poți să obții un fel de autorizație de la primărie. Există permis de lucru cu focul. Permis de lucru cu focul. Am încercat și noi să punem doi reporte să obțină un permis de lucru cu focul de la niște primării. Răspunsul știți care a fost? Poftim? Despre ce e vorba? Da, și primării din zona municipiului Piatra Neamț, adică deci cu secretar ar fi mai... trebuit să știe. Șeful de serviciu voluntar ar fi trebuit să abordat. Da. Și măcar el ar fi trebuit să știe. Adică reacția asta a fost și te văd de drumul. În principiu acest permis de lucru cu foc nu este necesar în cadrul gospodăriei. În momentul în care se ajunge la concluzia că un lan de cereale sau trebuie incendiat pentru că are nu știu ce dăunători cu un document în spate, ca să-i dea foc, noi suntem de acord cu lucrul ăsta, doar că trebuie parcelat cu niște benzi arate, cu o rezervă de apă lângă, cu oameni asigurat, cu condiții de vânt și așa mai departe. Și de-aia acolo permisul de lucru cu foc capătă un sens. Asta adică... merge mai mult spre zona aceasta de ferme, de oameni care dispun de suprafețe mai mari, de utilaje cu care pot să facă. Da, să nu dea foc sub linii de electrice. Dacă, sau... Exact. Da, deci revin. Cum funcționează această colaborare? Cât, să spunem, dintre primarii
județului sunt cooperanți la modul practic și cât sunt cooperanți doar la modul acela, hai să facem niște hârtii. Să știți că aceste intervenții, poate că un incendiu e prea, de o dimensiune prea mică pentru a îngrena tot mecanismul ăsta de la nivelul unui UAT, dar în momentul în care sunt inundații, de câte ori am mers în teren, primarii, viceprimarii erau în mijlocul cetățenilor și încercau să găsească soluții pentru rezolvarea problemelor lor. Și primarii merg, de exemplu, la o înscriere la Bacău. Deci, în cadrul unui mandat, trebuie să meargă la un curs de 5 zile la Bacău, unde li se face o prezentare generală a ceea ce au de făcut pe domeniul ăsta al situațiilor de urgență și mulți dintre ei s-au arătat încântați, pentru că acolo are loc și un schimb de experiență, pentru că merg primarii de municipii toți odată, primarii de UAT-uri, viceprimarii, secretarii, deci practic este și un schimb de experiență dincolo de cadrul acesta strict de prezentare. Eu mă bucur că aceste cursuri se fac la Bacău și nu la Mamaia sau la Sinaia. Suntem favorizați pentru că primarii de la Constanța vin la Bacău. Pe de asta atunci... eu mă bucur că de obicei cursurile lor de perfecționare se fac fie la Mamaia vara, fie la Sinaia sau predeal iarna. Da, în esență, eu consider că atunci când avem situații de urgență de amploare, avem o reacție a primarilor bună spre foarte bună. Asta este o veste bună. Bun, acum, am vorbit despre prevenire, aici se poate vorbi foarte mult, foarte mult și putem să intrăm în amănunte, dar emisiunea are o durată, așa că haideți să vorbim un pic despre cauzele acestor care duc la aceste situații de urgență. Și să le luăm pe rând, să începem cu incendiile, că toată lumea asociază ISU în primul rând cu pompierii și după aceea. Deci care sunt cauzele care duc la acest număr de incendii? 400 ați spus și ceva. 426. Deci un incendiu și ceva pe zi, cam așa, nu avem. Deci nu e nicio zi fără incendiu. Cum dacă este, în următoarea vor fi două. Vor fi două, da. Deci care sunt cauzele principale? De unde vin ele? Pentru că trebuie să existe un mediu favorizant pentru așa ceva. Din păcate, tot o repet, sunt două cauze care sunt vedete printre cauzele de incendiu. Și sunt cele de natură electrică, pe de o parte, și cele legate de sistemele de încălzire, de coșul de fum, în mod special. Partea electrică, marea lor majoritate, nu cred că am procentul aici, acestor incendii are loc la gospodăriile populației. Și pe fondul acesta al îmbătrânirii fondului de locuințe a unei părți din ele și a populației. Și a populației. La țară, în special, populația tot mai învârstă. A fost la un moment dat un fenomen după Revoluție în care lumea de la oraș se ducea la țară pe case construite în trecut, care nu au cunoscut o modernizare a instalației electrice și se vine cu tehnologia din ziua de astăzi, de la un mic calculator, frigider, congelator, cuptor cu microunde și apare o încărcare, o supra-solicitare a instalației respective. Odată este calibrarea acelor siguranțe, pentru că în momentul în care, dacă ne deranjează că sare siguranța atunci când avem o mașină de spălat nouă, sau am pus înseamnă că avem o problemă pe rețea. Da, nu punem un cui sau un fir, o liță în acea siguranță. În continuare și în 2021 am văzut fotografii de la incendii cu astfel de siguranțe care aveau câteva lițe puse în loc de siguranțe în acelea vechi. Da, în acelea vechi. În care băgai liță și le mai multe, puneai ca să un fie capac deasupra și exact, le puneai înapoi. Sau un ban cu un bănuț. Sau un bănuț, da. Încă există și alea au stat la baza... Păi instalațiile alea de când sunt? 20, 30 de ani? 20 de ani, 30 de ani ajungem la Revoluție. Dacă sunt construcții dinainte... Dinainte, mai vechi. E și mai mare problema, da. Și atunci, dacă... Noi, ca și știți cum e, în momentul în care te ocupi de un domeniu, poate că ești cam rigid cu dorința de reglementare. Dar eu zic că așa cum la instalațiile de gaz, de utilizarea gazelor naturale, facem o verificare periodică,
Poate că n-ar fi rău. N-ar fi rău ca și instalațiile electrice să fie verificate, dar aici apar costuri, pentru că ar trebui să vină o persoană autorizată care să facă o verificare în privința consumatorilor care sunt racordați la rețeaua respectivă și a dimensionării acelor siguranțe. Că acum și dacă ai o siguranță automată, dar ea nu este calibrată corect pe consumatori, tot degeaba este automată, știți? Și cred că aceasta ar fi o soluție, dar că impactul ar fi destul de mare. Dar măcar, dacă nu la 2 ani, măcar la 5 ani să se întâmple lucrul ăsta ca și reglementare, cumva. Am văzut că unul din operatori, că am schimbat și eu contractul la energie electrică, a venit în ofertă cu partea asta de verificare a instalației electrice. Fără costuri suplimentare. Fără costuri, în cadrul abonamentului. După emisiune să-mi spune și mie cine. Ca să văd și eu cine. Da, asta ar fi o soluție. Cred că ANRE-ul ar putea să intre cumva, dar acum pe inflamarea aceasta legată de costurile la energie, nu știu dacă e loc și de încă o măsură suplimentară. Dar ar fi o soluție în a vedea cineva ce consumatori sunt în casa respectivă. Eu prevăd că în perioada următoare veți avea niște intervenții speciale. Lumea va da foc la facturile de la energie. Și atunci va trebui să... Venim cu măsuri compensatorii să fie într-o vas cu apă sau ceva. Da. Deci, instalațiile electrice, în primul rând, da? Da, acestea generează în mod constant de ani de zile cele mai multe incendii sau e cauza principală a incendiilor. Și după aceea coborâm? După aia partea de încălzire, deci coșul de fum, sobe utilizate, neexploatate corespunzător, sunt acele, în momentul în care discutăm de combustibil solid, da, de lemn, și la fel aici ar trebui să existe o verificare periodică cu acei coșari autorizați. Din cele mai vechi timpuri acest lucru are loc pentru că nu te mai poți încălzi la un moment dat dacă nu ai tirajul corespunzător. Și aici au fost o încercare de a genera prin niște proiecte europene, Tazlăul, dacă nu mă înșel, au reușit să facă un curs de formare cu serviciu voluntar să facă acești coșari autorizați și în momentul în care ai 20 de oameni care știu ce au de făcut în comună, măcar câteva zeci sau sute de gospodării vor fi făcute din oficiu, în sensul că vor face la rude. Măcar la rude și la prieteni. Da, da. Ca da. Așa, ăla face vin, tu vii și-i cureți. Da, e un schimb. Și se mai rezolvă așa, la barter, ca să spun. Practic, cred că în acest, și aici soluția asta ar fi de a oferi acest serviciu în Ardeal, în Timiș, dacă nu mă înșel. Sunt pe lângă primării servicii de coșerit, sau în cadrul primăriei, un serviciu de coșerit care se autosustine din punct de vedere financiar, pentru că are o taxă, era vorba de câțiva lei când am studiat eu subiectul, per coș, și asigurau plata salariilor pentru coșare respectiv. Și în felul ăsta făceau două verificări pe an și, în mod normal, ar trebui să scadă numărul acestor incendii. 2021, coșul de fum nu ar trebui să mai fie pe locul 2 în ceea ce privește cauze de incendiu. Da, am văzut că sunt destul de multe. 82. Aproape 20% din... Bun, și ajungem la cauza a treia, care înseamnă intenții. Intenția, da. Aici este într-o scădere față de anul 2020. De la 50 la 31 de astfel de cauze de acțiuni intenționate. Descoperite. Descoperite. Descoperite, ca să... Da, că pot să rămână și la... Că dacă ne ducem spre alte cauze, vedem acolo fumatul, mă rog, nu poți să știi... Nu mai știi intenția. Dacă... Să sau nu. Da. Aici, această cauză, în timp, cred că până în 2010, ea stătea sub 10 astfel de situații pe an. Cunoscut o dezvoltare, poate că și unele cazuri de mediatizare excesivă a unor acțiuni intenționate sau așa cum este și la suicid, în momentul în care se prezintă o anumită locație în care se întâmplă,
Mai vin ulterior, găsim situații similare în aceeași locație. Îmbucurător este faptul că s-a redus în acest an. Nu știu dacă, sau nu pot să spun că a fost controlată de noi această scădere a acțiunii intenționate. Aici ține de multe lucruri. Sunt mulți factori. De mulți factori, inclusiv de educație foarte mult. Absolut. Și de ceea ce li se oferă oamenilor în timpul liber. Știți? Dacă stai să te uiți toată ziua la filme cu incendiatori și cu sinucigași sau cu ucigași, nu te poți aștepta la lucruri foarte bune ca feedback. Corect. În timp. Da. Aici este o problemă. Cum se poate acționa? Ați spus, apropo de instalații electrice, și ne spunea colegul că încă mai sunt acele instalații cu aluminiu. Da, sunt. Care practic nu mai... Noi încercăm la instituții și la... Aici este o problemă. Pentru că știți, pe partea de avizare, autorizare, dacă nu se intervine din punct de vedere constructiv, nu poți să obligi la reautorizare, să nu există conceptul de reautorizare. Doar în momentul în care se fac modernizări, extinderi, ajunge să vină la noi cu un proiect și atunci se solicită aducerea la zi în raport cu reglementările. Domnul colonel, eu n-am înțeles niciodată un lucru. Luăm un caz care îl știm cu toții, spitalul, da? Avem clădirea veche, da? Sau una din clădirile de la spital. Și aflu oficial că etajul 4 este autorizat. 4 și 5. Mă rog, 4 și 5, da. Este autorizat și 1, 2 și 3, parter 1, 2 și 3, nu. Cum se poate chestia asta? Acum nu s-ar mai putea, dar la momentul respectiv puteai să autorizezi o parte din. Adică mie mi se pare puțin absurd. Sunt de acord cu dumneavoastră. Dacă aș putea să vă expun... Da, vă rog. S-ar putea să mă vedeți prea ușor radicalizat în subiect. Vă rog, nu, radicalizați-vă, pentru că, de exemplu, eu de mult spun că o clădire precum cea de la spital nu poate să funcționeze cu jumătăți de măsură în domeniul ăsta. Aici noi avem rolul de... avertizor, da, dar nu. Instituție care emite avize și autorizații. În momentul în care investitorul, respectiv proprietarul, dorește să facă o modernizare, vine la noi și solicită aviz. În cazul de față, spitalul a solicitat avize pentru etajul 5, mai întâi, cred, și ulterior etajul 4, pentru că așa a identificat sursa de finanțare. Sincer să fiu, dacă se menținea cadența, poate că ajungeam și la parter cu avizele și autorizațiile și aveam, erau aduse la un nivel un rezonabil. Standard rezonabil, da. Dar ulterior, beneficiarul, investitorul, nu a mai continuat aceste investiții. În momentul în care solicită, noi spunem ce are de făcut. Iar acolo, dacă nu mă înșel, acele etaje au fost curățate până la cărămidă, să zicem așa, și au venit cu instalații noi. Eu nu contest, alea sunt instalații noi, hidranți. Da, da, corect, fără discuție. Dar totuși, ele stau pe celelalte. Acum, această legislație pe parte de incendiu a fost într-o dinamică, într-o evoluție. La un moment dat puteai să autorizezi un compartiment de incendiu, de modul acesta. Ulterior s-a revenit și s-a blocat, au zis că nu, se autorizează întreaga construcție. Deci dacă vrei să faci o parte, să o modernizezi, vii cu proiect și pe linie de securitate la incendiu autorizezi tot. Pe tot? Da, și atunci a apărut un blocaj, pentru că dacă beneficiarul avea bani de făcut un etaj și nu putea să facă 5 și nu mai făcea nimic. Și acum iarăși s-a revenit la partea asta de autorizare pe compartimente de incendiu. La spital s-a reușit partea aia de hidranți exteriori. Am văzut că au pentru prima dată după foarte mult timp un plan aprobat. Da, da, și e greu de ținut, sau este ușor, este simplu să ceri,
dar e mai greu de realizat din ceea ce vedem. Da, că este foarte greu, într-adevăr. Tu, ca instituție, ai vrea ca totul să fie perfect, ca să poți să faci. Pe de altă parte, ei spun, n-avem bani. Bine, aici asta cu n-avem bani, în condițiile în care 90% din fondul de cheltuiele al spitalului merge pe salarii, deja este o discuție care ține de alte probleme. Care da, duc, nu sunt în zona noastră. Dar nu e cazul numai a spitalului. Avem școli vechi, avem alte instituții care sunt în clădiri vechi. Și atunci apare un fel de discriminare. Eu asta vreau, aici era zona aia în care poate că mă simt ușor radicalizat, în sensul că, de exemplu, o școală care nu face niciun fel de investiții, ea poate să funcționeze legal din punctul nostru de vedere. Da? Deci ea cu instalații pe aluminiu, să spunem, deci dacă nu schimbă absolut nimic, dacă nu ajunge la un certificat de urbanism la primărie să solicite o modernizare sau să ajungă la noi cu un proiect, noi nu putem să-i spunem că funcționează în afara legii. Da, ea funcționează legal. Da, dar generează un pericol. Corect. Copilul care își desfășoară acolo activitatea, comparativ cu acel copil, un alt copil care este într-o școală autorizată de noi, care e venită cu instalații de hidranți, cu instalații electrice modificate, ei sunt la niveluri de risc diferite. Și atunci, pentru aceste construcții importante, eu aș zice măcar învățământ și sănătate, eu aș vedea o reautorizare la 10 ani. Pentru că în 10 ani percepția noastră a comunității față de risc, față de ceea ce înseamnă incendiu, evoluează. Adică momentul colectiv ne-a schimbat, zic eu, mentalul colectiv a schimbat cumva percepția asupra ceea ce înseamnă risc de incendiu. Și suntem mai exigenți cu acest subiect. Și a zice eu că la 10 ani, dar ar fi o chestie ideală, să zic, să reușim să reautorizăm unitățile de învățământ și unitățile sanitare, cred că am reușit să le ținem la un nivel foarte bun. Eu nu așa aș vedea ca om care lucrez în domeniu. Doar că asta presupune investiții. Investiții în instalații, în dotări. Citeam în Anglia, de exemplu, la un moment dat au avut un program de a dota cu sprinklere, instalații de sprinklere, toate unitățile de învățământ. Pentru că au avut ceva decese de copii și au zis că nu este normal. Și să duci sprinklere în fiecare clasă e o investiție. Dar, în același timp, dezvolți și o industrie, niște operatori economici care se ocupă cu așa ceva, produc, cu așa ceva, generează locuri de muncă și așa mai departe. Deci, cumva, banii se învârt cu un folos clar și limpede. Și, în primul rând, folosul acela că copiii pot învăța în niște condiții mult mai, mai bune de siguranță. Da. Aici este mult de discutat, inclusiv apropo de o discriminare care există față de agenții economici. Sunt agenții economici unde legislația se aplică extrem de strict, riguros. Da, sunt operatorul economic simte, nu poate să fie, să rămână ca o școală, să zicem, care nu modernizează. Deci el, ca să fie competent pe piață, să zicem, trebuie să se dezvolte și să evolueze. Și atunci, în momentul în care face această evoluție, apare această nevoie de a construi și de a face clădiri noi, mă gândesc. Dar această presiune, dacă duceți în această zonă ideea, trebuie să spunem că nu au fost operatori economici care să-i fi închis ISU Neamț. Deci în județul Neamț nu a fost oprit activitatea niciunui operator economic. Este în permanență, noi consiliem, da, într-adevăr, apar sancțiuni, pentru că este inevitabil. Există și nu la primul contact. Dar în momentul în care vezi că nu există o evoluție sau nu se face nimic pe un aviz sau pe o autorizație, nu poți să accepți ani la rând. Da, bun. Ai spus o dată, ai spus de două ori.
Da. Dar, într-adevăr, aceste instalații sunt, admit, sunt costisitoare, să zicem, aceste investiții. Asta îmi spuneau mai mulți investitori. Domnule, zice, eu mi-am făcut, zice, domnule, dar chiar, zice, până în ultima virgulă tot facem, nu putem face tot odată. Așa. Există, poate, o discuție legată de asumarea răspunderii, în sensul că toate aceste lucrări se fac cu persoane autorizate și e posibil ca în ideea aceasta de virgulă să fim exigenți, dar în momentul în care după tragedii de gen colectiv sau ATI, cineva te întreabă la virgulă despre felul în care ai făcut fiecare pas, trebuie să rămâi în picioare. Până la urmă, înțeleg că prin vest există și o perioadă, o zonă de asumare de către administrator a unor riscuri. Dar discutam în Anglia cu un prieten, în momentul în care i-a dat termen de un an să-și pună niște dispozitive de auto-închidere la un motel, când a trecut anul, le avea făcute. Adică nu exista tendința de a împinge termenul. Da. Adică, ok, este greu, nu poți să le faci într-o lună, într-o zi, cât poți. Într-un an reușești și atunci le făcea. Și, practic, aici este, cred că, echilibru care trebuie ținut între investiții și unde este răspunderea și preocuparea statului ca un operator economic să fie în siguranță, până unde trebuie să meargă și cât își asumă respectivul și securitatea salariaților. Discuția e... Bun, am vorbit despre incendii. Haideți să mergem un pic spre zona aceasta a smurdului. Cum a funcționat, cum funcționează, care este nivelul de personal, e suficient, nu e suficient, ca așa, ca număr de intervenții sunt foarte multe. Foarte multe, spre 9.000, dacă nu mă știu. 8.600 și ceva. Da. Aceasta este încă o imagine tot a ISU. Mai sunt unii care consideră că smurdul este o instituție separată sau... Sau că este partea ambulanței. Sau partea ambulanței, da. Deci se confundă așa. Nu, că... smurdul este tot ISU. Așa cum pompierii sunt tot ISU sau protecția civilă sunt tot ISU, suntem tot noi și oamenii care fac de serviciu pe aceste ambulanțe smurd, paramedicii, sunt și pompieri și rotim în mod periodic și ei merg și la incendii, doar schimbă ținuta în momentul în care sunt pe aceste ambulanțe. În acest moment avem ambulanțele noastre pleacă către cazuri din Piatra Neamț, Roman, Târgu Neamț și Poiana Tăiului. Deci, practic, din 4 locații avem repartizate raioane de intervenție împreună cu SAJ-ul, bineînțeles, pe anumite competențe. Noi privim către vest, sau eu, cel puțin către dincolo de munți, și nu pot să nu observ că la Mureș sunt 14 puncte din care pleacă smurdul, la fel și la Hunedoara, la Arad, la Timiș. Și vreau să ne comparăm și să atingem dimensiuni comparabile cu ei, în sensul că ar trebui multiplicate aceste locații din care pleacă smurdul, pentru că timpul de răspuns, care este esențial în cel puțin în cazul acesta al sănătății oamenilor și vital, este foarte important. Și propunerea sau intenția noastră este de a înființa alte 4 noi locații. În ce zone? Ar fi zona Bicazului, unde nu avem niciun fel de subunitate și dorim să mergem acolo cu auto specială de stingere, un smurt și zona de și partea de intervenție pe lacul Bicaz cu bărci. Orașul Rosnov, aici sper eu ca prin chiar în semestrul 1 acestui an să reușim acest lucru, pentru că primăria a amenajat un spațiu la fostul spital din orașul Rosnov și e în curs de finalizare și în câteva luni sper să deschidem acest punct de lucru. Apoi, la Dragomirești, am zis noi, pentru că... Ar fi acolo investiția aceea. Da. Este odată investiția, dar acum, dacă noi avem subunitățile la Piatra Roman Târg,
practic zona centrală a județului, cu Dragomirești, Războieni, poate chiar Păstrăventu, Pilați, Ștefan, sunt parte din Bârgăoani, sunt cumva la capete de raion de intervenție și ai timp de răspuns până acolo de 20-25 de minute, depinde cu ce categorie te deplasezi. Și cea de-a patra ar fi în zona de est a județului, la Bozieni. Aceste patru subunități noi dorim să le facem prin fonduri europene cu sprijinul Inspectoratului General. De cine depinde deschiderea acestor subunități? Doar de fonduri? De fonduri, sau da. Și de niște structuri superioare care trebuie să aprobe? Este un binare aici, pentru că, pe de-o parte, se dorește a fi accesate fondurile europene de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și aceste patru au o probabilitate foarte mare de a se materializa. Și pe de altă parte este și partea de personal, pentru că nu poți să-ți dorești să dublezi aproape locațiile fără să ai oameni. Și în acest context există un program aprobat de anul trecut și materializat în primă parte cu încadrarea de soldați gradați profesioniști. Vor fi angajați pe o perioadă de 4 ani, număr de 8.000 la nivel național. Anul trecut noi am organizat aceste concursuri și au venit primii 45 la Isuneanți. Și practic, în momentul în care am văzut că vin primii oameni, am inițiat demersurile pentru Rosnov, unde temporar vom merge în această locație propusă de primărie. Noi intenționăm să ne facem o subunitate prin acele fonduri europene la Rosnov. Apropo de locații, cum merge treaba la Poiana Teiului, construcția, că ea ar trebui să se termine de acum? Da, cred că e chestiune de luni, de zile. Din ce am văzut, în unele camere chiar se punea parchetul, tâmplăria exterioară este montată. E la zonă de finisaje și sper eu ca tot așa în primul semestru acestui an să ne mutăm în locație nouă. E o investiție a Consiliului Județean, demarată de acum câțiva ani și sper să se finalizeze. Da, și aveți... Vestea bună e că s-a aprobat acum de către Consiliul Județean pentru o locație nouă la Târgu Neamț. La Târgu Neamț, da. Unde chiar era nevoie, pentru că locația veche, unul, e și prost amplasat acolo. Da, este tot în proximitate, pentru că e greu să găsești un 2000-3000 de metri pătrați în zona centrală a orașului. Suntem în proximitatea locației actuale, în actualul obor. Acolo s-a făcut o separare de teren și sunt câteva mii de metri pătrați pe care se va construi o subunitate nouă pentru detașamentul de pompieri Târgu Neamț. Da, deci planuri există. Uitați că a trecut aproape o oră de când stăm de vorbă și pe final, respectând gradul și funcția, vă rog să-mi spuneți ce mai trebuie ce nu v-am întrebat apropo de activitate și ar trebui să spuneți neapărat, că între timp doamna Irina Popa ne tot transmite știri, știți asta, ca să lăudăm. N-am mai urmărit-o. Nu, e un accident de azi noapte. Da. În principiu, cred eu că au fost atinse cele mai importante aspecte. E clar că avem această preocupare pentru dezvoltarea instituției în ceea ce privește deschiderea de noi puncte de lucru pentru a veni cât mai aproape de cetățean. Trebuie să asigurăm o pregătire continuă, atât a noastră, cât în momentul în care discuți de 45 de oameni noi, nu poți pur și simplu să le dai fișa de caz și să-i trimiți la incendiu. Da, practic trebuie o pregătire a lor, trebuie să insistăm în continuare pe pregătirea administrației, personalului care primar, viceprimari, și m-aș axa foarte mult pe zona asta de pregătire a elevilor, să vedem ce resurse putem mobiliza în așa fel încât să generăm un comportament preventiv în rândul lor. Dacă este în zona asta de construcții, intenționăm să facem și o clădire nouă pentru sediul Inspectoratului prin Compania Națională de Investiții. În locația aceasta? Da. Și
Cam acestea ar fi planurile pe termen mediu, din punct de vedere al construcțiilor și al expansiunii, să zicem, pe zona asta de patrimoniu imobiliar. Resursa umană este cea mai importantă, resursa inspectoratului, și trebuie să ținem pasul cu noile misiuni. Dacă acum 2 ani poate nici nu ne gândeam la ideea aceasta de pandemie și de ce misiuni vom ajunge să executăm, pornind de la izolete și finalizând cu transport vaccin. Celebrele izolete. Da, să știți că eram la Vaslui în momentul respectiv. Nu era comod, pentru că încă era o necunoscută. Ușor, ușor acest virus mi s-a arătat și l-am văzut cât e de periculos, să zicem, dar în momentul inițial, când am avut primul caz de a pleca la o intervenție, colegul, am zis ok, se pregătească, se echipeze, și după jumătate de oră încă se echipau și ușor transpirați, cât de la combinezon, cât de la ideea că trebuie să intre în contact cu o astfel de persoană. Și a trebuit să mergem, să dialogăm, să le explicăm că sunt protejați, că sunt în regulă și că nu vor fi probleme deosebite. Adică un aspect deloc comod când ești în prima linie. Acolo. Uite, nimeni nu se gândește la lucrul ăsta, că și cei care se duc au temerile lor, absolut, teama lor. Absolut, familia acasă, poate da, cu vulnerabilități, nu? Printre membri, și poate să ia un virus de nicăieri și să-l ducă acasă. Și da, aspectul ăsta se întâmplă și cu cei de la SAJ, de la personalul medical, dar sunt chestiuni noi pe care nu știi de unde să le iei sau nu ai cum să fii pregătit dinainte. Atunci trebuie să fii într-o pregătire continuă și să fii deschis la a învăța, pentru că inclusiv cu cisterna de la Grinție, și am avut o provocare în acest început de an, cu o împingere la limită a situației. Practic, trebuie să ne axăm pe cele 3 direcții, cum spunea dumneavoastră, prevenire, pregătire și răspuns. Și să le dezvoltăm în mod constant și continuu. Eu vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Mi-a făcut plăcere, pentru că tot mai greu găsești interlocutori cu care să poți vorbi pe lucruri de genul acesta. Vă mai așteptăm în emisiune pe o tematică care, să spun, să fie clar stabilită. De exemplu, eu aș vrea să facem foarte multe emisiuni de pe prevenire. Pe acel gen de proiecte și programe pe care l-ați dezvoltat la Roman, aici cred că este cheia pentru a avea lucruri mai sigure în viața noastră de zi cu zi. Și în rest, ține de statul român, de dorința lui de reglementare, apropo de instalații electrice și de alte asemenea lucruri. Vă mulțumesc, vă dorim o zi liniștită, să fie ziua aia fără intervenții, fără incendiu. Și să ne vedem cu bine în afara pandemiei, dacă se poate. Oameni buni, aceasta a fost emisiunea. Domnul colonel Mihai Ciprian Mitrea, șeful ISU Neamț, a fost alături de noi. Vă mulțumesc mult, o zi frumoasă vă doresc. Afară.